Ziua imnului național a fost marcată și îndrobeta turnul Severin, atât printr-un program cultural, cât și artistic. Melodia care i-a însoțit pe români în momentele grele ale neamului pune în prim plan istoria, tradiția și reușita unei națiuni. În această dimineață au avut loc manifestările ocazionate de celebrarea Zilei Imnului Național. După salutul adresat drapelului de luptă al Gărzii de Onoare, au urmat o rugă și o închinare pentru poporul român, oficiate de către un sobor de preoți. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. La eveniment au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți, Ionică Negru, viceprimarul Cristian Mură și prefectul județului Cristinel Pavel. Doamnelor și domnilor, celebrăm astăzi, 29 iulie, Ziua Imnului Național al României, o sărbătoare a spiritului poporului român. Alături de drapel și stema țării, imnul este unul dintre reperele care ne reprezintă cu mândrie peste tot în lume. Astăzi, el este intonat la cele mai importante evenimente oficiale ale statului român, în cadrul ceremoniilor militare, ori competițiilor sportive, așa cum s-a întâmplat și ieri, când imnul României a răsunat la Jocurile Olimpice din Japonia, datorită echipei de canotori. A urmat apoi un program artistic dedicat Zilei Imnului Național, susținut de grupul vocal Flori de Dor al Palatului Culturii Teodor Costescu. Ceremonia s-a încheiat cu intonarea imnului de către cunoscuta interpretă de muzică populară Nicoleta Iancu și defilarea Gărzii de Onoare. Așteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barba. Element de identitate națională, imnul României este un îndemn la unitate, libertate și credință, dar și un elogiu adus înaintașilor noștri. De fiecare dată când răsună, acesta trezește în noi un sentiment de apartenență, de mândrie națională și patriotism.